Te bă, ce ziceți, mă, băieți? V-a fost doar de mine și de diamantele mele. Uite care uite aici cu diamante, băieți. Până una alta, nu uitați să acordăm mare, mare like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod, pentru că astăzi o să ne revanșăm, băieți. Bă, știți că în episodul trecut cu spargere diamante n-a reușit să iau niște pumni, bă. Bă, am dat 1500 de diamante la acești pumni. Și bă, n-a vrut să-mi pice. Bă, n-a vrut să pice, a picat ghiozdan, a picat tot în afară de gluol, apropo. Poate luăm și gluolul. N-a vrut să pice, așa că am zis, bă, din 2129 de diamante, din cum vedeți acolo sus în stânga, bă, trebuie să pice, n-are cum, trebuie să pice. Da, o mama e, cât dau pentru niște pumni. Așa că hai să dacă avem noroc să-i luăm, băieți. Până una alta, nu uitați că promovările gratis încă continuă. Așa că dacă vreți și voi promovare gratis, dați mesaj pe Instagram, aveți Instagramul jos în descriere. Dați-mi acolo un mesaj de genul: Gabi, vreau promovare gratis, și lasă mai jos linkul de la canalul care vrei să ți-l promovezi. De la canalul tău, lasă-mi acolo linkul și dacă ai noroc poți să câștigi o promovare gratis. Promovările țin până în 2022. Așa că grăbește-te. Bun. Hai să intrăm aici frumos, Ionuțule, și hai să dăm drumul, eu zic, cu spargere diamante. Nu să nu lungim ca pe episodul trecut, pentru că facem un episod de 50 de minute. Bun. Băieți, rugați-vă, ne facem rugăciunea înainte de toate să pice gluolul. Deci dacă ar pica gluolul ăla, cred că aș juca non-stop cu el, pentru că chiar îmi place. Și cel mai important, pumnii, care, bă, nu mă ajută cu nimic, să fiu sincer, pe Free Fire. Dar e de colecție acolo. Mamă, câte arme din prima, să mor. Să mor, bun, mai dăm un spin. Ok, n-a picat nimic interesant și după aia vreau să luăm și de aici fragmente, să le dăm și pe astea. Pentru că nu vreau să sparg diamante iurea, poate pică. Poate pică mai rapid, știi? Pentru că aș avea și ce să fac cu diamantele astea, știi? Aș avea ce la ce să dau Free Fire-ule, adică dacă nu, dacă îmi pic și mie mai rapid și rămâne și mie 1000 și ceva diamante, am la ce să dau dacă nu mai pică mâncare de pe, băga mea și piciorul în ea de mâncare de pe care a băgat-o. Așa, că m-a nervat mâncare de pe în episodul trecut de nu mai pot. Pentru cei care n-ați văzut episodul, băieți, îl găsiți mai jos, pe canalul meu, îl găsiți acolo, la videoclipul mai jos. Bă, dar lasă-mă, bă, Vere, bă, uite-mă și tu, mă, nu vreau, mă, să mi-l dea, bă. 1800 de diamante, mă, dar trebuie, mă, să-l iau, mă, deci nu cred, deci nu cred că nu vrea să pice, mă, Vere. Haide! Și... Mamă, câte cutii, bă, câte cutii pe arme, bă, Vere. Mi-a dat petul mâncare de pet să-mi ajungă. Iar fragmente, ca de obicei. Bam, și acum pică. Și pică, armă, ok, o armă foarte, foarte extraordinar de bună. Ok, nimic, iar fragmente. Hai, mă, Gionuțule, mă, eu înțeleg că ești ultima piatră și pici mai greu. Dar cam cât de greu așa, cam cât de greu, cam cât? Eu înțeleg că ești o roată făcută de Garena să nu pici așa de ușor. Dar, bă, totuși, puțină, bă, e de Crăciun, bă, dă, bă, și mie, bă, de Crăciun, bă, fii și tu mai bună de Crăciun, bă. Apreciez bunătatea ta, ești foarte bună. Ești bună rău de tot. Păi da, fragmente, cea mai bună ești. Să mă bată mama mea milă de diamantele alea când văd cum pleacă de acolo, pe niște chestii inutile. Deci voi vă dați seama că eu dau acum diamante pentru niște chestii inutile, da? Pentru că, uite, pică doar fragmente. Fragmente și cutii. Cutii pe care nu fac nimic. Bă, dar bluza asta e nouă. Ia lasă-mă, măcar mă aleg și eu cu o bluză dacă tot nouă am. Am luat 3, dar am luat și fragmente, dar în fine las. Fragmente. Iar, bă, cum ar fi, mă, să nu iau? Deci nu te cred. Deci dacă dau până la 1000 de diamante și nu pică, mai am 500 de diamante până ajung la 1000. Cred că mă opresc. Cred că mă opresc puțin, Gionuțule, și le calculez că nu e bun. Nu e bun planul. Mă, câte fragmente este, mă, și câte spin, că deja m-am enervat. Pantaloni, nu avem nevoie. Ok, a trecut. Ok, am înțeles, iar a trecut. Haide, bă, că mi-e milă, Gionuțule, de diamantele alea, zâmbă cum pleacă de acolo, bă, pe chestii inutile. Bă, Garelo, tot pantalonii, mami tale. Bă, mi-a picat la fragmente. Nu mai dăm, nu mai dăm, la picior. Pa vere. Pentru niște pumni. Să dau atâtea mii de diamante. Eu n-am mai văzut, bă. Dă-o, mama e, mă. Eu înțeleg, bă, că e făcută roata asta să nu pice, bă. Dar pe bune, acum chiar m-am enervat. Bă, dă, bă, și mie pumni ăia, vere, că dau 1000, 2, 3, dar dă-o, mama e, de diamante, că m-am săturat. Hai, petule, că m-ai zăpăcit. Care de pe nu puteți să ducă puțin mai încolo. Ca să te facă, știi, ca să te facă să dai acolo, zice, bă, încă un pic, mă, mai ai, știi, să spice, și dai acolo ca prostul, dai cât n-ai dat pentru 10 pietre, dai pentru ultima piatră, știi, așa te face să dai. Jocul ăsta minunat.
Încă un spin mai dau de 79. Da, normal, că nu pică, că de ce să pice? Cum să pice ceva? Uite-te mă la ei, mă, uite-te mă la ei, bă, ce fac ăștia, bă. Bă, n-ați văzut așa joc? Bă, nu mai dau un spin, că dau două dacă dau un spin. O să vedeți de ce. Mai dau, așa și nu pică nimic. 19 diamante. Și pot să mai dau un spin de aici. Ha, ce joc, măcar să iau și eu ceva din diamantele astea, că dacă le dau pe toate și nu pică nimic, sunteți normali. Intrăm aici, băieți, am băgat un nou event. Dar dacă l-aș și găsi, ok, aici cu famasul. Cu famasul. Și am aici una bucată fama și costum. Dacă mi s-ar încărca și mie mai rapid, ok, bun. Și treaba asta în felul următor, trebuie să dăm de această roată și ar putea să pice. Deci mie mi-a picat o dată, am dat două spine și mi-a picat direct 50. Dar nu aici la roata asta, a fost altă roată, dar exact același stil. Și am putut să iau de aici mai multe chestii. Din stânga de aici puteți să luați anumite chestii cu stele, dar vă trebuie multe stele. Adică vedeți și voi cam cât costă famasul ăla. Costă cel mai mult, 250. Deci trebuie să pice de 3 ori costumul ca să iau famasul ăla. Mai exact trebuie multe, multe rău diamante, așa că e problemă mare. Dar vreau să-mi încerc și eu norocul pe aici, să vedem ce îmi pică, băieți. Stați că am ieșit și acum că mă bagă după un an, să moar. Haide, bă, carcă-te, bă! Intră, bă, intră pe event, că vreau să dau și eu, bun. Și o să dăm cu 44 de diamante. Și pică 2, ok, mă, a fost aproape, deci trebuie să pice 1, iară 2. 7. A, dar pe 2 îți dă câte 5, e bine, mă, pe 5. Practic e al doilea cel mai mare premiu, nu? 5 stele. E bine, ia vedeți că e bine. Și deja pot să iau ceva de aici dacă vreau. Mamă, ia vedeți mă că îmi place. Câte stele am adunat? A, 13 stele am adunat. Băi, mișto mă, uite mă, aici da mă să cheltui diamante. Mai dăm 89. Nu costă foarte mult un spin ăsta de câte 5 spinuri. Am luat 4, am luat 2. Încă una. 7, bă, dacă mi-am dat o dată costumul ăla. Ar fi genial că așa aș lua și costumul și aș lua și 50 de steluțe. Am 22, că acum gata, am văzut, mi apare acolo în stânga. Am luat 4 odată, am luat încă 4 odată, bun, și rămân și cu cutii, bă. Rămân și cu cutii pe arme. Ia uite, acolo, scanner de 7 zile, am luat de 10 ori. Ok, avem 33, deci cam 10 pe spin vine. Cam așa iau eu, cam 10 pe spin. 10 steluțe pe spin. Ok, și pică tot unul, ok. Hai să ne oprim puțin, 42 de stele. Să vedem ce vreau să iau de aici în primul rând. Aș vrea să iau și bilete la incubator, pe pică nu am nevoie. Dacă mai adun, am 42 de stele. Să adun până la 200, ar veni să dau toate diamantele și nu vreau. Așa că cred că ne mulțumim cu diamantele la incubator, genuțule. Luăm aici, țac-pac. Dar mai 3 pot să iau? A, nu, pot să iau mai mult, ok. Că luăm cu 10, așa, țac. Cu 3, 6 și cu 3, acum 9 facem. Hai, bă, că nu costă foarte, foarte mult și mai luăm încă 3. Dar se încalcă greu, nu știu că e trebuie băguită roata asta. Hai, bă, încarcă-te! Ok. Și mai avem încă 2 stele, care putem să luăm. Mâncare de pet. Dă-mă mâncare de pet. Să nu rămână stelele aici, nu? Dă mâncare de pet. Atât, gata. N-am vrut să pice genunțele costumul, dar sincer fiu eu și cam urât. Măcar am ales și noi cu ceva, cu niște bilete la incubator, decât să pierd diamantele pentru niște pumni, care nu pică, normal că nu pică, că carena. Și da, cred că o să dau tot acolo, pentru că în altă parte n-am mult să le dau genunțele și pentru asta am luat diamantele. Hai să dăm aici un spin, de exemplu, poate pică ceva interesant. Pam, 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 da, ceva foarte interesant, pică, băieți. Dacă e să mă întrebați cu mine, mi-a picat ceva foarte extrem de interesant. Hai să ne la incubator, care este norocul nostru, 5 spinuri odată, 12 spinuri avem, hai să vedem. Vreau pietre, altceva nu vreau. Și pică, ok, scar, aca, scar, ok, gold, și cam aia a fost, am înțeles. Mi-a dat de mă spart, mi-a dat direct cu pagubă. Hai mă, dă bă și mie o piatră, bă, că n-am nevoie de foi. Uite, mi-a dat foaie, bă, că mi-a ieșit ciorul. Păi și ce să fac eu, bă, cu foaia ta? De ce îmi dai foaie?
Mersi de foaie, apreciez, da. Foarte, foarte bine din partea voastră, mersi, apreciez. Uite, gol de acolo. Mi-a dat la greu. Bă, nu diamante, nu, mamă, ce era să dau diamante și nu vreau să dau diamante la incubator aiurea. Ok, și nu a picat o piatră. De ce ești rău? Roată, de ce ești rea? Cu inima mea. Gol de iară m-am îmbogățit, băieți, am luat la gol să-mi ajungă. Nu avem spinuri, gata, ok. Mai am aici un spin la diamond, nu mi-a picat costumul ăsta și nici nu o să-mi pice pentru că am lucky destul de mic. Dar de ce merge jocul așa de greu, bă, uitați-vă și voi, uite de la telefon, habana de ce, dar mi se mișcă foarte greu jocul. Habana care trebuie, am câștigat aici un mic cadou, am înțeles un fragment cub. S-a băgat și chestia asta, băieți, cum e pe-ul. Mai de mult s-a băgat chestia asta. Și vreau să încerc puțin să vedem cam cum merge. Hai să vedem. Aici noi noroc, poate pică un MP-ul, pentru că n-am un MP așa de bun. E bine că fragmentele sunt la ordinea spinului aici, cred că nu. Adică... Bun, hai să dăm un spin de 180 diamante. Și ce o fi, o fi, după aia nici mai dau. Ok, cred că o să fie numai fragmente, nu știu de ce am impresia. Mersi de fragmente multe. Dar ce pot să fac cu chestiile verde? Bă, genunchiule, mi-a dat la alea verzi, ce pot să fac cu ele? N-arată. Mă, pe bune, trebuie să faci ceva cu alea verzi, mă. Ia să ne uităm, băieți. Doamne, cât de greu mă scoate de pe joc, uitați-vă și voi. Bun, și intrăm aici. Hai bă, mă bagi și pe mine azi, de la ce mă, de la ne nu cred să fie. Ia și avem aici niște de verzi, nu? Așa, și ce fac cu ele? A, nu mi-arată. What? Bă, pe bune, mă! Stai să deschizi cutiile, bă, că am mai multe cutii. Dar cred că poți să cumperi costumul ăla cu de verzi, dacă nu mă înșel. Hai să vedem dacă ne dă și nouă ceva la cutiile astea. Două cutii. Curitoare și scară pentru 7 și 24 de zile. Lansatorul. Ok, nimic interesant. Acaul. L-am deja. Spasul nu pică. Ăsta nu pică mai mult ca sigur, nimic nu pică. Ok. Și la asta nu mai nimic. Și aici gold. Ok, bun. Hai să vedem ce facem cu alea, cu alea verzi, să vedem dacă se merită să dăm. Cred că pe aici trebuie să fie pe undeva un event, nu? Aha, putem să ne luăm bilet. Uite mă, aici mă, eram sigur. Cu 6 cumpărăm buta asta, mă. Cu 6 cumpărăm mașina. Bă, cu 15, mă, luăm un MP-ul cu 20. Bă, se merită, bă. Până să ne întoarcem noi pe aici să vedem că în curând stă treaba. Decât să dau la pumn și sunt sigur că nu pică, Jonuțule, că știu că... Știu eu jocul ăsta. Mai bine dăm, bă, acolo, bă. La ăsta cu MP-ul. Că fiți antene, dacă nu-mi pică, la o adică îl cumpăr, bă. Că ați văzut și voi, costă 20 și costumul 15. Dacă n-am bani, măcar iau ăla. Dar hai cu delea verzi, mamă, câte fragmente. Hai, bă, niciuna. Îți bat joc, e bătaie de joc. A văzut că vreau să le iau și își bate joc, deja gata. A zis, du-te, bă, de aici, că nu iei tu MP-ul. Hai că cred că acum pică. Una, două, trei, patru, bun, patru. Am arătat încă 4, aveam 4, am 8. Forță. Hai, dar nu prea mai am diamante, Junsule. Dacă dădeam din prima aici, mă bată, mă luăm un MP-ul. Una, două, trei. Bun, hai cum că s-a mort, nu mai am diamante. Doamne, uite și cum am dat la... Ia aici ce dă. Ok, fragmentul cub. Mai am puțin și eu și... Unde la un cub. Magic cube. Hai bă, mai dai și mie pe aici o foaie. O de verde. Mi-a dat, mersi. Bun, hai să vedem ce avem. Nu mă vreau să cheltui și diamantele aia de-am. Aiurea, aiurea. Poate pică și nouă pumnii. Hai să deschidem și cutiile. Am aici două cutii, oricum un pic e în patra. E în patra blestemata. Pamasul ăsta e blestemat de mult timp, că știu eu că nu vrea să pice. Și hai să vedem ce facem cu alea verzi. Bă, putem să luăm și noi... știu că am puține, 12. 13, 14, 15, încă 3 mai îmi trebuia să iau și eu costumul, dar normal, că n-avem diamante și eventul ăsta mai ține 4 zile, parcă am văzut eu. Dacă dau diamantele, cu siguranță nu o să-mi pice. Luăm mașina pentru colecție, 6 și cu 6, 12, da, și noi și buta. Bun. Ne alegem și noi cu ceva, Jonuțule, cu o bâtă și cu o mașină măcar.
Din diamantele suntem acasă să rămânem și noi cu ceva, băieți. Asta a fost toată ideea. Ok, și acum duceți-vă încolo de 115 diamante. Oricum nu picați. Că mă ține, uite, gluolul. Bă, dă-mi, bă, gluolul, măcar, bă, uite, Petru care era lângă. Existența aici, mi-era pantalonii care era lângă piatră și glu. Petru, care era la fel lângă piatră și glu. Dar normal că nu mi-a dat gluul sau pumnii. Te iubesc, Arena. Mersi de fragmente, apreciez. Încep să cred că... Stai să nu luăm pantalonii aia. Măcar rămâne nici noi cu ceva. Ah, nu mai rămâne nici cu ăștia. Dar e încolo. Hai, bă, nu putea să pice acum, bă. Nu putea, bă, să pice acum, bă. Ia-ți și bă, că era aproape. Bă, ce să ține, bă, la un joc de ăsta, bă? Că nici nu mai îmi vine să mai bag diamante. Uite, exact de aia nu mai îmi vine mie să bag diamante, joacule. Bă, când vezi niște roții așa de făcute, bă, și așa de, bă, cum mă să bagi, mă, bagi 1000, 2000, bă, bagi 2-3000 de diamante, știi? Iei 2-3 pietre și nu mă refer musai la eventul ăsta, că eventul ăsta a fost doar din 3 pietre. Dar erau eventuri de alea, cum era la Angelical, știi? Bă, dai diamante, îți pică 4 pietre, ești fericit, mamă, din 2000 de diamante la 4 pietre, păi ce, mai dau 102 de diamante, iau și piatra asta. De unde mâncați aș gura ta, că la ultima piatră dai 4000 de diamante și nu-ți pică, ești nebun? Ha, cam așa îți face Garena. Dar nu este absolut nicio problemă. Bă, am văzut ceva pe aici care mi-a făcut cu ochii parcă. Nu la gift. La cup nu s-a băgat nimic, bă, de Crăciun, bă. Mă, în fine, ia pe aici, mai e ceva? A, da, mă, vreau să cumpăr un card, bă, dar de acum ce să mai fac? Nu mai e ce faci. Ia e. Bun, hai să vedem cum arată bâta aia, bă, dacă tot am luat-o. Am luat o bâtă. Aici ea, am luat arme, nu am luat nicio arme. Am luat ceva, mă, permanent la arme? De fapt e buta, bă, aici, ce prost ești. La buta. Nu asta, asta. Lasă mortul că n-are de la legendar, bă. Adică are asta, că am luat-o moca. O echipează asta, bă, du-te, bă, deci că nu-mi place aia. Lasă coronul permanent, pun cămata pe aici, am luat o mașină, bă. Care mașină, cred că nu e, cine știe ce. Dar măcar sper să dea niște statistici ceva. Nu e asta, e asta. Da, hai că dă și statistici dacă e ceva. În cazul ăsta o lăsăm pe asta echipată. Da, pe asta. Asta e mișto. De-aia schimba culoarea, bă, dacă ați observat în ultimul timp. Nu mai arată cum arăta înainte. Era mai smecher înainte. E de la un top-up. Da, asta sună mai bine și are și statistici. Bun, o lăsăm pe asta. Și cam atât, guys, cu acest episod. Episod în care, din păcate, nu am luat aproape nimic. Am luat la o foaie la incubator care nu prea am ce face cu ea. Am luat o bâtă, un schimb pe mașină. Și restul s-au dus. Aia, băieți, atunci când ai foarte mare noroc pe Free Fire se întâmplă chestii de genul ăsta. Dar a rămas cu o mare, mare experiență. O experiență de a nu mai a băga bani în Free Fire decât, nu știu, în arme sau în chestii care știi că-ți pică sigur. Cum ar veni, nu știu, să cumperi un costum sau chestii care știi, bă, îmi pică, știi? În fine, bun, cam atât cu acest episod. Dacă v-am făcut, nu uitați de mare, mare like, un share, un subscribe. Eu am fost Gabi și până la viitoare, v-am până vedeți. Ceau și sărbători fericite alături de cei dragi.